bună seara, ce mai faceți? Bine ați venit pe un nou live aici pe Mâncăm Împreună. Un pic cam târzie ora, dar eu nu am mâncat nimic astăzi, doar micul dejun. Am avut o grămadă de treabă, așa că o să iau o cină târzie. Dacă mai mănâncă cineva la ora asta așa târzie, am rugămintea să-mi trimiteți și mie o poză cu ce mâncați, cu ce beți pe Facebook sau Instagram Marian Borcea. Ca eu să le arăt tuturor ce mai mănâncă lumea așa târziu. Începem seara cu o sticlă de Jidvei Rosé Grigorescu. Nu este un vin premium, dar este bun. Mie îmi place. Pentru că sunt într-o autorulotă, bineînțeles, totul este așa, mai eco, mai fără sticlă, pentru că e cam periculos. Când se merge cu autorulota, se pot sparge anumite chestii. Să vedem cine s-a alăturat pe acest live. George of the Jungle, Bogdan, Cami, Jmecheru, cine mai e? George of the Jungle, Marave Fifi, oho, bună seara, doamna Fifi, cine mai este pe aici, Andrei Zamfir, Choco Blanc Minou, Lumier, cine mai este pe aici, haideți, bună seara, Daniel Velicu, Andreea Pui 18, cine mai este, ia să vedem, Cana, Camelia Ioniță. Bun, v-am zis, nu este un vin premium, dar este bun. Salutare Marian, să fie bucurie. Andrei Zamfir nu mai bea, trebuie să beau pentru că mi-am îndeplinit visul. În viața asta am mai fost cu camper, dar niciodată cu o autorulotă. Am crezut că este stricat telefonul când am primit o notificare la ora asta. Dani, Daniel, da, este ora 11 în curs săptămânii și eu petrec, cum ar veni. Pentru că sunt într-o autorulotă și nu orice fel de autorulotă, una nou-nouță, model 2021. Prima excursie, cum ar veni. Tibi, Priboi, să vedem cine mai este, Alina Alexandra, Adam Ștefan, Marcu, PTM Octavian, salutare Marian, mă bucur pentru tine, mega like, ACAV, Robert Păunică, Adi, Tudor C. Ok, vă mai salut eu în timp ce live-ul curge. Haideți să tragem așa un ochi, cum arată această autorulotă. Ei bine, sunt în zona de living. Avem plită, o chiuvetă, acolo este dormitorul, vi-l arăt un pic mai încolo, aici este frigiderul, un frigider mare, imens. Această rulotă este nouță, eu sunt primul care desface sigilile pe aici, cum ar veni. Aici sunt scaunele, scaunul șoferului și scaunul pasagerului. Le-am întors invers și am tras perdeluțele. Acolo este, cum ar veni, parbrizul, bordul, volanul, dar pentru că este noapte, oricum nu vedeți mare lucru. Nu mă pot abține să nu spun, arăți foarte bine, Marian. Opa, Tag Life, am inaugurat-o, da. Pentru cine vrea să închirieze această rulotă, e bine, se închiriază. O puteți găsi pe site-ul Autorulote de Bazm. O să intru și eu pe site să vi-l arăt. Și v-am zis, aceasta este una dintre, nu, de fapt una din cele două momentan ale patronului. Patronul îl cheamă Sorin. Ia să vedem, autorulote de bazm. Și dacă vrea cineva, exact așa se numește, autorulote de bazm. Și avem și un număr de telefon acolo. Și site-ul arată în felul următor. Deci, autorulote de bază. Și m-am zis, sunt două autorulote. Eu sunt în cea din, cred că este dreapta mea, stânga voastră sau stânga mea, dreapta voastră. Ok. Și mai este încă una nou-nouță și aceasta este un pic mai mare. Și așa arată autorulota pe exterior. Oricum vor urma autorulote. Bine, va urma și alte live-uri din cealaltă autorulotă, dar eu o să plec într-o excursie. Mâine dimineață plec înspre
Cred că spre Curtea de Argeș și Transfăgărășan, încă nu știu sigur, dar mă îndrept către Vidraru. Robert Păunică, finisaje de 5 stele. George of the Jungle, Pricope, conversie. Credeam că e rulota lui Pricop. Nu, nu este rulota lui Pricop. Din ce știu, își face într-un ven. Eu stau acum momentan într-o rulotă, rulotă. Adică, ce este aici, în partea de sus, este un pat. Patul, al doilea secundar, se lasă, coboară în jos. Haideți să facem totuși un mic preview. Ia să vedem, se apasă pe acest buton. Hop, stați puțin, așa, până se face verde. Și deja coboară patul. Și el coboară pe șină până se duce în partea de jos. Și acum să-l urcăm la loc. Bun. Deci patul coboară electric până la nivelul acesta și aici este patul al doilea. Ei bine, această rulotă are și al treilea pat, pentru că și această masă se întoarce invers, se lasă în jos la nivelul băncilor și se mai pun două salteluțe. Și practic aici este patul al doilea. Iar dormitorul matrimonial este aici. Vi-l arăt un pic mai încolo, după ce încep să mănânc, pentru că, v-am zis, astăzi n-am apucat să mănânc mare lucru. Așa, astăzi o să mănânc oriental. Am mâncare libaneză. Am salată tabule, am mușacal, patru tipuri de carne cu salată, am humus cu carne, am labne și am două deserturi. Ei bine, restaurantul trebuia să-mi dea și murături, dar nu mi-a dat. Restaurantul se numește Nasser. După ce că mi-a sosit comanda și cu întârziere, trebuia să încep live-ul ăsta un pic mai devreme, dar asta e. A durat mult până mi-a sosit mâncarea și nu mi-au sosit murăturile. Ei bine, tot timpul se mai întâmplă câte o tâmpenie. Ba se uită o chestie, ba nu se dă un produs, ba se dă un alt produs în locul celui comandat și tot așa. Ia să vedem. Ana Camelia Ioniță, am și eu humus din fasolică, Tibi Priboi, vii cu rulota în Oradea. Nu, aș vrea să merg spre Transfăgărășan. Încă nu am un plan pus la punct. Dacă aveți vreo idee unde să pot să vin cu autorulota vreo, cred că 2 sau 3 zile, trebuie să-i dau rulota, autorulota lui Sorin, adică proprietarului, duminică undeva la prânz. Deci am timp de mâine până duminică la prânz. Vor urma live-uri de pe drum, vor urma live-uri cu prezentare detaliată exact cum funcționează autorulotă, atât cât mă pricep și eu, v-am zis. Este prima dată într-o autorulotă. Să vedem ce avem aici. Oho, lipii. Surprinzător, încă mai sunt calde. Deci avem și lipii din acestea făcute în casă. Cu ce începem? Prima dată cu salata tabule, moartea mea. Restaurantul Nasser este un restaurant preferat al meu, deci nu o să zic mare lucru de rău de Nasser, pentru că merg de cel puțin o dată de 2 ori pe săptămână. Bine, mergeam în zilele bune, acum comand. O dată de 2 ori pe săptămână eram la Nasser. Și cea mai bună salată tabule, dar cea mai bună din București, asta este. Așa. Bineînțeles, pe lângă murături, Nasserul nu mi-a pus și nu mi-a pus tacâmuri. Asta e. Să vedem dacă avem pe aici. Da, avem tacâmuri. Și mie îmi place să mănânc de la Nasser Cristianer. Bun. Se conduce cu categoria B? Da, se poate conduce cu categoria B. Salut, Marian, ești într-o autorulotă închiriată. Într-o autorulotă de închiriat, însă eu am primit-o cu titlul de test, în sensul pentru că este nou-nouță, înțiplă, eu sunt primul și să-mi expun părerea. Deci nu am plătit bani pe ea. Și nu uitați, dacă mâncați, dacă beți ceva la ora asta târzie noapte, trimiteți-mi poze pe Instagram sau pe Facebook, Marian Borcea.
Și la 100 de like-uri vă arăt dormitorul. Așa că cine nu a dat un like și vrea să vadă dormitorul, care este destul de mare și wow, like. Ia să vedem dacă am primit vreo poză. Da, am primit prima poză. Fasole bătută cu murături de la Ana Camelia Ioniță. Bun așa. Fasole bătute, un fel de humus românesc, pentru că și humusul este din năut pisat. Ia să vedem pe Instagram, am primit ceva. Da. De la Mind mănâncă o salată de fructe. O, ce frumos arată. Parcă sunt tăiate așa, feliuțe. Arată foarte, foarte bine. Ia să vedem cine mai mi-a trimis poze. Deci, dacă mai mâncați sau beți ceva la ora asta, trimiteți-mi poze pe Instagram sau pe Facebook, Marian Borcea. Salata tabule conține așa pătrunjel, bulgur, ceapă, oțet, sos de rodie și ce mai e? În mare parte cam asta se pune într-o salată tabule. Poftă bună, nu ai mai făcut live de vreo 2 săptămâni de când ai fost în Cluj, nu? Da, pe acest canal n-am mai făcut de la Tibi. După cum știți, am fost invitat la Tibi acasă și am făcut un live de la el. Arată bine fasolea bătută. Andreea Voicu, salutare, ce mănânci? Salată tabule, humus cu carne, lapne, mușacal, o să vă arăt și mușacal un pic mai încolo. Și ayran, am și ayran. Ayranul este o băutură orientală, foarte, foarte bună, dar nu știu dacă merge în combinație cu vinul, s-ar putea să am o surpriză mai încolo. Bun. Dar nu cred că merge ayran cu vin, chiar s-ar putea să am o surpriză. Și tabule. Această autorulotă, teoretic, este de 6 persoane. Ea, în timpul mersului, poate găzdui doar 4, pentru că sunt 4 locuri cu centuri. Însă, la masă, se pot așeza în liniște 6 persoane. Pentru că, ia să vedem, v-am zis, masa asta se rotește și se face și mai mică. Acolo pot sta 2 persoane. 2 persoane pot să stea pe scaunul șoferului și scaunul pasagerului și încă 2 persoane unde sunt eu. Deci, practic, pot lua masa liniștit, de fapt, 6 persoane. Ba mai mult, când închiriați această autorulotă, proprietarul vă mai dă încă 2 șezlonguri, 2 scaune de camping și o masă, iar rulota are o copertină imensă pentru a sta afară și a te proteja de soare sau de intemperii. Deci, practic, poți să mănânci lejer 6 persoane aici. Ia să vedem ce mesaje mai sunt. Deci, nu uitați, la 100 de like-uri vă arăt dormitorul. Mă atenționați când s-au strâns. O, bine îți merge, Tibi Priboi. Am trimis și eu ceva bun. Ok, să uit. Să ai toaleta în apropiere dacă faci combinații din astea. Da, aireanul seamănă cu iaurtul Sana românească. Este puțin sărată, dar foarte bună. Da, și Sana românească. Am mai mâncat Sana. Nu știu, mai se găsește Sana în magazin? George of the Jungle, ce model e? Șasiu, platforma, este un Fiat
Și cred că este X o secundă. Deci am fost atât de entuziasmat de această rulotă că am și uitat cum se numește modelul. Dynamic Plus se numește rulota. XGO 99P Plus. Deci XGO 99P Plus. Stănescu Sorin. A intrat proprietarul. Opa, se uită proprietarul. Să păstrăm curățenie aici, să ștergem frumos masa. A intrat proprietarul. Da, mai este Sana Bio la Covalact. N-am mai mâncat Sana, cred că am vreo... Ce? Vreo 10 ani. Aurora Constantinescu, bună seara, Marian. Bogdan Goran, super tare în autorulota. Așteptăm vloguri din țară cu autorulota. Da, v-am zis, o am până duminică la prânz și vor urma live-uri și voi face și clip de prezentare. Și o să merg spre Curtea de Argeș, Transfăgărășean, Vidraru, să văd până unde pot merge. Pentru că Transfăgărășeanul este închis. Cred că de la Capra nu se poate urca mai sus. Care e costul unei astfel de rulote? Păi v-am zis, intrați pe site-ul Autorulote de Bazm și vedeți acolo prețul. E în funcție de sezon. În afara sezonului poate să fie 70-80 de euro pe zi, în mijlocul sezonului când e toată lumea în concediu, 120-140 de euro pe zi. Ai închiriat-o? Nu. Este prima închiriere și domnul Sorin mi-a oferit-o în test. Este și domnul Sorin Stănescu pe live. Dacă vreți să-l întrebați ceva, vă vede mesajele și vă poate răspunde. Alex Cara, bună seara! Acum am intrat și eu pe ușă. Ce interesant cu autorulota, foarte inspirant, libertate pură. Da, este un live târziu, din păcate, sunt puțini oameni, dar a durat până am adus-o în București, că am luat-o din Buftea, până am parcat-o la mine în curte, pentru că nu o las pe stradă, până am comandat mâncare, a durat. Dar live-ul oricum rămâne și se vor uita mai multă lume a doua zi, a treia zi. Ia să vedem dacă am mai primit poze cu ce mănâncă abonații sau ce bea la ora asta. Mihaela Butucelea, mi-a trimis o plăcintă. Da, ce tip de plăcinte? Mi-ar face plăcere să-mi scrieți și titrare. Pare o... cred că este o plăcintă cu mere întoarsă invers. Sper să nu mă înșel. Și am mai gătit gogoși. N-am mai mâncat gogoși de-astea. Bun. Deci la 100 de like-uri vă arăt dormitorul. Florin Alexandru mănâncă un sandwich și, ca să vedeți cât de autentic este poza, îmi arată și sandwichul mușcat. Adică sandwich cu Kaiser, cașcaval. Pe gustul meu ar fi mers câteva murături, dar și Nasser, restaurantul de la care am comandat mâncare, a uitat să-mi pună murăturile. De la Alex, o înghețată. Bun. Deci dacă mâncați, beți ceva la ora asta, trimiteți-mi poze și eu vi le arăt. De la Cristian, cred că mi-a trimis dumplings cu carne de porc și varză și susan. Un fel de sărmăluțe. Ia uitați. Arată chiar foarte bine. Și vă mai arăt încă o poză și trecem la felul următor. De la Nicol. O carbonara. Pene carbonara. Bun, trecem la felul următor. Deci mâncați, beți, trimiteți-mi poze pe Instagram sau Facebook Marian Borce și eu le arăt tuturor ce mănâncă abonații mei la ora asta.
târzie noapte, sunteți și puțin, dar asta e. Noroc! Și vinul din seara asta este un Jidvei. Grigorescu nu l-am cumpărat, îl aveam acasă, pentru că la ora asta magazinele sunt închise. Nu este un vin scump, dar este un vin bun. Consider vinul bun un vin care a doua zi, sau a doua zi nu te doare capul de la el. Așa, să vedem, trecem la humus cu carne. Bineînțeles, preparatele astea nu arată bine așa, la pachet. Ele în farfurie arată senzațional. Dacă ați mâncat la restaurante arabești, libaneze, humusul se întinde așa pe farfurie, iar în mijloc este un pic scobit și se bagă moguri de pin, carne, arată într-un mare fel. Dar la pachet e dubios. Pentru cei ce au intrat mai târziu, mănânc de la restaurantul Nasser, un restaurant la care eu merg foarte, foarte des și cunosc mâncarea. Și credeți-mă, ce am comandat aici îmi place. Deci nu vă pot spune dacă e vreo chestie rea, pentru că nu este. Am comandat exact ce îmi place mie. Și exact așa arată humusul cu carne. Deci avem carne deasupra, moguri de pin și humusul în partea de jos. Și luăm și cu lipie. Telefonul în bâzie, asta înseamnă că îmi trimiteți în continuare poze. Sunteți 133 de persoane în acest moment. Câți dintre voi ați fost cu rulota? Și dacă da, pe unde ați fost? Bun. Mihaela Buducelea, poftă bună. R. Stanciu, autorulota este închiriată. Este de închiriat, însă eu nu am plătit. Mi-a fost oferită în teste. Este nou-nouță, prima închiriere. De către Sorin Stănescu, îl găsiți și pe Facebook sau pe site-ul Autorulote de Bazm. Cât timp mai stau cu voi, ia să vedem. O, de la Daniel. Așa ceva. Jack Daniel's Honey, adică miere. Și cu un trabuc. Pare a fi altceva. Ce credeți? Este un trabuc sau este o țigare a la Amsterdam, dacă înțelegeți ce vreau să spun. De fapt, nu știu, am voie să arăt așa ceva? Pentru că am arătat, trebuie să fac un disclaimer. Nu este o țigare din aia bună din Amsterdam, sub nicio formă nu e o țigare. Este o baghetă de scurțișoară. Deci aici nu este o țigare din aia bună, este doar baghetă de scurțișoară. Pentru că n-am voie să arăt, vă dați seama. Baghetă de scurțișoară, da? După aia mi-am dat seama că da, nu e bine. Și Demeter Izvan, un desert scris. Bun așa. Mai citește lumea cărți. Ia să vedem. Denis Dumitru mi-a trimis face ciupercuțe, deci nu sunt doar eu mâncăcios la ora asta. Să vedem ce... ciupercuțe trase, cred că cu unt sau ce este acela galben. Face și paste. Cred că mi-arată toate etapele. Bun. Ultima poză. Deci,
cum să numim această mâncare? Paste cu ciupercuțe? Cine știe? Și puiul 18, o sushi a la Galați. Vreți să vedeți cum arată un sushi în Galați? Ei bine, bun așa. Și tot Daniel îmi trimite după aceea pastă de păstaie de scurtișoară în formă de trabuc. Mi-a trimis și un Efes. Îmi place foarte mult această bere. Este cea originală din Turcia. Perfect. Trimiteți-mi poze pe Instagram sau pe Facebook și eu le arăt tuturor pe Marian Borcea. Să continuăm cu humusul cu carne. Se mișcă un pic masa. E normal, sunt într-o autorulotă ce are roți. Automat se mișcă. Ia să facem și un sandwich. Punem și puțină salată tabule. Wow. Deci cum miroase aici această salată proaspătă. Așa, facem sandwich-ul. Tabule cu humus, cu carne. Foarte, foarte bun. Am vrut să aleg mâncare de la Nasser pentru că am o stare foarte, foarte bună, pentru că e prima mea noapte, să zicem așa, într-o autorulotă. Mi-am îndeplinit visul, ce, de mic copil, visam să stau într-o autorulotă și am zis, ca să nu mă enervez, să mănânc de la un restaurant care nu-l cunosc, să merg la sigur, să mănânc de la un restaurant pe care îl cunosc. La 100 de like-uri vă arăt dormitorul, să mă atenționați când se strâng 100 de like-uri. Această autorulotă are și aragaz, are chiuvetă, frigider. Un frigider foarte, foarte interesant și mare. Perfect. Ia uitați. Giloan, poftă bună, să înțeleg că acest live va ține 2-3 ore, cel puțin, poate faci într-o seară un sleep stream din autorulotă, ce zici, sau chiar în seara asta. Nu știu, vedem. Momentan, domnul Sorin mi-a arătat cum se face căldură, dar am uitat. Va trebui să umblu pe la panoul de comandă, să văd cum se dă drumul la căldură, pentru că se cam lasă răcoare. Dar vă dați seama că nu o să dorm în rulotă, pentru că este parcată la mine în curte. Deci, practic, ar fi culmea să dorm acum în ea, când am camera mea lângă aici. Și cred că o să fac o combinație tare ciudată. Dar nu am apă și mi-este sete. Am ayran, vin și dacă mai beau și pe ăsta, e bine că am toaleta mea de acasă aproape. ...98 de like-uri, încă 2 like-uri și vă arăt dormitorul. Perfect! În august am să închiriez și eu autorulotă pentru un tur în 6 țări. Daniel Neleapc. Daniel, poate iei în considerare chiar autorulota lui Sorin, v-am zis, este nou-nouț. Încă nu s-a scos toate sigiliile, toate ațipildele, toate
chestiile de plastic, o să vă arăt oricum, este nou, nouț. Așa că te poți uita pe site-ul autorului TD Bazm. Hai să vedem și noi câinele. Este întuneric beznă la mine în curte. O, rozen de treabă, domnul Sorin. Da. Vedeți că chiar este pe live. Ești primul care o folosește? Da. Bine, în afara domnului Sorin. Marius Oană, poftă bun, acum am intrat. Invită și câinele. Gata, s-au strâns 100 de like-uri. Haide să vă arăt dormitorul. Exact ce vă spuneam, aici este ragazul cu trei ochiuri, avem o chiuvetă, ce mai este, masa. A, masa asta este foarte interesantă, ea se dă stânga, dreapta, se rotește, se înjumătățește, se lasă în jos, se ridică mai sus, se poate pune și pe cant, are o grămadă de funcții, este foarte ingenioasă. Iar această banchetă, în timpul mersului, se strânge, se face scaun cu direcția în față. Deci aici stă a treia persoană și această canapea la fel. Se strânge și ea, se inversează și al patrulea pasager poate sta cu fața încolo. Eu am tras perdeluțele ca să nu se vadă. Și haide să intrăm în dormitor. Ah, și acesta este frigiderul. Ia uitați-l ce mare este. Iar aici am airan pentru că am luat un litru, am comandat de la Naser. Bun. Și să mergem în dormitor. Ei bine, acesta este dormitorul. Paturile sunt separate, dar ele se și unesc. Adică se poate transforma într-un pat imens. De aici de jos se trage un planșeu, nu știu cum să-i spun, se pune încă o saltea și practic este un pat imens. Da, deja aici este răcoare. Am uitat, cred că am lăsat trapa deschisă. Ia uite, there is no place like home. Și avem tot felul de spații de stocare. Ia uitați cât a dulap aici. Așa. Bun, ne retragem. La 150 de like-uri vă arăt și toaleta. Nu e frumos să vă arăt pe un live în care se mănâncă toaleta, dar este ceva interesant. Dar mie îmi place mult patul ăsta care se lasă. Deci e un pat cu motoraș, coboară. Cred că e cea mai tare chestie din această rulotă. Bine. Autorulotă are boiler, centrală pe gaz pentru încălzire. Așa. Viorel George, bravo, probez singur toaleta după aeran plus vin. Ba mai mult am băut și Pepsi. Da, sunt scump pe rău, Alex Cara. Această rulotă cred că undeva la 56-60 de mii de euro, mi-a spus domnul Sorin, dar n-am reținut. Undeva în jur de 55-56 sau 60 de mii de euro. E mai echipată decât casele unora Tag Life. Să știi că s-ar putea, să ai dreptate. Era mișto să fie o domnișoară în turul pe care o să-l faci. Cine ar merge cu mine într-un tur, într-o rulotă? Cred că la 400 de like-uri aduce câinele. Nu știu. Cred că l-aud lătrând. Vasile Topor, salutare. Bancuri pentru toți, frumos. O mare rozen, da. Este o autorulotă destul de spațioasă. Are o lungime de 7,35 m și o lățime de 2,35 m. Ai tras perdelele să nu te vadă bietul câine că mănânci, da. Era aiurea să se uite câinele la mine
când mănânc. Perfect, haide să trecem la următorul fel de mâncare. Tot de la Nasser, mie îmi place labneu. Labneu este un, cum se zice, o pastă de iaurt cu diverse condimente și ulei de măsline. Asta e combinația pe care eu o comand tot timpul. Hummus cu carne, salată tabule și labne. Iar la partea, hai să spunem, felul 2, felul principal, mănânc mușacal. Vi-l arăt și pe ăla în câteva minute. Deci pasta asta de iaurt cu condimente și cu ulei de măsline e senzațional. După cum v-am obișnuit, vă arăt la final prețul, însă eu am comandat 4 salate tabule, 1 litru de ayran. De ce? Pentru că vreau să am pe drum. Salata tabule este foarte, foarte bună și îmi place. De aceea și nota de plată este un pic cam piperată. Ia să vedem ce mesaje mai sunt. Deci mâncați, bești ceva. Trimiteți-mi și mie poză cu ce serviți pe Instagram sau pe Facebook, Marian Borcea. Vasile Giloan, o bere și se uită la acest live. Perfect. Ia să vedem pe Instagram ce poze mai am. De la Choco Blanc, o mănâncă și ea tot un fel de hummus cu alte garnituri. Bun. Ia să vedem ce poze mai am. Opa. Din păcate poza asta nu vă pot arăta. Nu are ce să caute pe un live cu mâncare. Da, nu. Delete. Am șters-o, nu se poate arăta așa ceva. Unii mai și glumesc, adică îmi trimit tot felul de poze. La 150 de like-uri vă arăt și toaleta cum arată. Pentru că sunt într-o autorulotă ingenios construită. Poze de suflet pentru suflet, nu Marian, da. Era o poză cu doi ochi, dar coborâți mai jos. Înțelegeți la ce mă refer. Șervețele nu ai? Nu, din păcate Naserul nu mi-a dat murături. Pentru că trebuia să-mi dea și murăturile. Nu mi-au dat tacâmuri și nu mi-au dat șervețele. Uite, pot să zic ceva rău de ei, cu toate că mie îmi place mâncarea de la Naser. Ei bine, de data asta au dat-o în... Au dat cu mașina în gardă. Sau cu căruța în gardă. Așa, Marius Oana îmi trimite o ceva elevat, adică prosciutto crudo sau prosciutto cotto pe niște pâine din pâinică din aceea specială. Așa, da. Opa, mi-a buzit celălalt telefon. Deci eu mai am un telefon. Da, nu știu unde l-am pus. Am pierdut celălalt telefon. L-a văzut cineva? Stați puțin. Mă întorc. Unde am lăsat eu telefon? Ce tare. Da, e telefonul meu personal, puțini oameni au numărul meu, deci ar putea să fie cineva important, dar nu-l găsesc, e pe aici bâzie. Poate când am parcat mi-a căzut celălalt telefon.
Ești mega adorabil, Marian, mulțumesc frumos. Mi-am dat seama, de asta am zis, poate domnișoara are suflet mare. Deci mi-a trimis o poză cu ochii mai de jos. Și trecem la mușacal. Mușacalul este un preparat cu patru tipuri de carne. Dar nu mă pot opri din a mânca salata tabule. Vă place salata tabule? Este, după părerea mea, una dintre cele mai bune salate. Pătrunjel, lămâie, puțin ulei de măsline, sos de rodie, ceapă, bulgur și roșii. Ia uitați. Deci mănânc, mănânc și nu mai mă pot opri. Haideți să vă arăt și felul principal. Felul principal se numește mușacal. Dăm astea la o parte și să vină mușacalul. Pam, pam. Wow. Așa ceva. Scuzați zgomotul, dar gata, am rezolvat. Ei bine, mușacalul arată așa. Și avem carne de kebab, carne de vită, carne de pui și carne de mil. Patru tipuri de carne cu salată și cu cartofi prăjiți. Cartofii prăjiți sunt buni, dar nu-i mănânc eu, pentru că îi consider cancerigeni și evit cartofii prăjiți. Însă, din când în când, mai face poftă, mai mănânc. Deci, carne de vită, carne de pui, carne de miel, pentru că musulmanii nu mănâncă carne de porc. Și avem legume puse pe grătar și s-a încropit așa o mică salată aici în colț. Arată bine, eu zic arată. Beau în cinstea voastră și să fiți la fel de fericiți cum sunt eu astăzi, pentru că mi-am îndeplinit visul pentru prima dată într-o autorulotă. Am mai fost în camper. Camperul este o dubiță transformată în spațiu de dormit, dar are o mică, mică toaletă și nu are duș. Iar patul e ca să dormi așa, podungă. E ok și camperul, te poți duce cu el, îți faci treaba, însă dormi mai într-o parte, iar toaleta practic e un vas de toaletă pus într-un colț. Și aveam o mică perdeluță. Perdeluță. Deci perdeluța e așa, dacă erai mai constipat, flutura. Vă dați seama că nu pot să spun alte lucruri, că sunt într-un live cu mâncare. Da, imaginați-vă cum flutură o perdea în caz că ești constipat. Dar, pentru prima dată în viață, într-o autorulotă, opa, un mesaj verde mi s-a înverzit ecranul, ia să vedem ce este. Rozen mi-a trimis 30 de ron, să fie bucurie. Rozen. A, 30 de lei. Cred că mai mult ca sigur este această sticlă de vin, deci o consider din partea ta, Rozen. Mulțumesc frumos, să fie bucurie. Beau acum Pepsi ca să-mi turn vin. Rozen, iau-te-l. După cum vedeți, este spațiu de luat masa. S-ar putea să-mi placă viața într-o autorulotă. Sorin, proprietarul, mi-a zis că poate să fie
o manie. Odată ce prinzi gustul unei autorulote, o să tot vrei să mai stai, să mai închiriezi, o să încerci să cumperi și sunt persoane care au prins gustul autorulotei și au devenit ultrași, adică porniți pe așa ceva. Ana Maria mi-a trimis și ea 4 lire. Mulțumesc frumos, Ana Maria. Cred că tabulele. Ok, salata, tabule. Hai să o consider din partea ta. Mulțumesc frumos. Ana Maria, ai avut o alegere foarte bună. Prima dată mi s-a înverzit ecranul. După aia s-a îngălbenit. Acum mi s-a înroșit. Ce s-a întâmplat? Alex Cara mi-a trimis 20 de euro. Bună Marian, felicitări cu visul tău, o excursie și o experiență frumoasă zilele următoare și poate ne arăți câinele tău. Alex, din păcate câinele meu acum nu poate fi arătat pentru că trebuie să ies în curte la mine. Eu mai am, e despărțită parcarea de restul casei, de un gard. Trebuie să ies, să desfac gardul celălalt, dar o să vi-l arăt pe zi. Acum s-a îngălbenit. Dar voi alegeți culorile astea? Că nu, eu nu înțeleg. Marave Fifi mi-a trimis 50 de ron să fie bucurie. Doamna Fifi, hai să consider humusul cu carne. Ia rozen, mușacalu. Deci, din partea voastră, mulțumesc. Bagă câinele în autorulotă la noapte? Nu se poate. Am un câine, Samoed, îi place să stea afară la frig, este câine de Siberia, nu îi place să stea în casă. Și aceasta este o bucată de carne de vită. Ia să vedem. Foarte bună. Însă s-a răcit un pic. Mai spre rece chiar. Dar chiar și așa, este bun. Iar la mușacal mai există și o salată. Este o salată de varză cu puțină maioneză și usturoi. Se dă împreună cu acest fel de mâncare. Cred că avem și noi prin bucătăria noastră salată cu maioneză și cu usturoi. Pentru că am mâncat prin mai multe locuri, ceva de gen. Cred că de data asta au pus cam mult usturoi. Cred că bucătarul a pus un pic. Ia. S-a pus cam mult usturoi. Domnul Sorin, s-ar putea să miroasă a usturoi în autorulotă. Dar o aerisez mâine, promit. Ce mâine? După ce am terminat acest live, am deschis ușile. Pentru că se simte usturoiul. Ai primit o bere și de la Irina. Opa, n-am văzut, scuze. Derulez. Irina, Andrei, mulțumesc frumos, Irina. Ce a mai rămas pe masă? A mai rămas pe masă labneu, adică acesta, airanul, lipiile și Pepsi. Uite, consider că Pepsi este din partea ta. Mulțumesc frumos. Să spun numele complet. Irina Andreea. Culorile sunt în funcție de monedă și suma trimisă. Alex Alexandru. Ok, am înțeles. Am crezut că vă puteți alege voi culorile. Nu știam. Party. Păi dacă știam, puneam și muzică. Ar fi bună autorulotă, mergem peste tot. Da, să știi, George, că la un moment dat mă tenta
să iau o rulotă, să o trag cu mașina. Dar când am văzut prețurile 10.000, 15.000 o autorulotă bunicică, am stat să mă gândesc, cu 10.000, 15.000 de euro stau la pensiuni, la hoteluri, an de zile. Cu autorulota sau cu rulota ai libertate. Te poți caza unde vrei, între ghilimele. Ai parcat, te-ai cazat. Dar și 10.000 și 15.000 de euro stau bine în buzunar. Plus că mai e altă chestie. Ea rentează dacă pleci cel puțin de 2 ori pe lună. Și o rulotă și o autorulotă. Câți dintre noi pleacă poate, nu știu, 2-3 ori pe lună? Bine, eu plec că filmez, dar câți dintre voi faceți lucrurile astea? Îmi doream mult când eram mai mic, dar nici n-am avut bani și nici nu. Mi-am permis să cumpăr doar ca soții. Rozen, e ziua ta de nume? A, da, vine Florile. Chiar ia să vedem, duminică, cine dă de băut? Ia să vedem, e vreun nume de floare în afară de Rozen? A, Camelia. Camelia Naioniță a plecat. A auzit că e de băut, a fugit de pe live. Irina Andreea Olipie. Perfect. Olipie și un Pepsi din partea lui Irina Andreea. Deci așa a făcut Camelionița când a auzit că e de băut, e de dat de băut. Duminica a fugit. Bine, s-o dați afară. Și kebabul. Ei bine, la felul ăsta de mâncare mergeau bine și murăturile, însă Nasser a uitat să mi le trimită. Nu-i problemă. O să mă iau de ei data viitoare să le zic, bă, n-am primit murături. Dați-mi în plus. Cristian, ce mai face Camelia de la Gătește Ușor? Când mai faci un live cu ea? Ei bine... Eu plec spre munte, dar mâine dimineață o să trec pe la ea. Și poate cine știe, iese și o filmare pe Gătește Ușor. Mâine o vizitez la Ploiești pe Camelia. Nu fuge că e bună de plată, pui 18, da. Marius Oana dă un șpriț la mamaia. Păi Marius a rămas stabilit la sfârșitul lui mai. Facem petrecere. Giloan, mulțumesc frumos. Ce a mai rămas pe masă? Lipiile din partea lui Giloan. Mulțumesc frumos. Mi-a trimis și el 5 lei. Cu această lipie îmi place să fac așa. Pur și simplu un ting în humus sau în lapte. Pentru că în țările arabe nu este nicio rușine să mănânci cu mâna. Am fost în Oman. Mi-a adus un mare platou cu de toate. Și m-am uitat stânga-dreapta, erau oameni așa mai elevați, mai civilizați. Și îi spun la ospătar, aveți cumva tacâmuri? Se uită la mine și începe să râdă. With your hand! Ok. M-am făcut de râs. Asta e. Bine, și ospătarul s-a uitat la mine și a început să râdă. Ia uite și pe ăsta, a venit să mănânce aici cu furculița și cu cuțitul. Alex Popescu, bravo Marian, ai găsit soluția dacă restaurantele sunt închise la interior. Poți să mănânc la interior. Închiriez o autorulotă. Irina Andreea mai mi-a trimis 24,99 de lei. Mulțumesc frumos, Irina Andreea. Ce a mai rămas pe masă? Ce a mai rămas? Ah, airanul. Pam, pam. Deci acest airan a fost oferit de Irina Andreea. Mulțumesc frumos. Ce a mai rămas? Nu știu, labneu și... Ah, deci am două tipuri de desert. Naseru a uitat să-mi dea murăturile, dar în schimb mi-a dat două tipuri de desert. Desertul 1, desertul 2, vi le arăt mai încolo.
Aha, aici a mai rămas desertul. $140 la 150 vă arăt și restul din rulotă. A mai rămas toaleta și dușul pentru că ele sunt separat. Deci cum este dormitorul, într-o parte este toaleta cu chiuveta și în cealaltă parte dușul. S-a optat în stilul ăsta așa pentru ca să existe spațiu. Sau când te duci la baie să nu... Sau să se poată face în același timp și ceva și baie. Adică, înțelegeți voi. Cine nu a dat un like este invitat să-l dea, că doar așa acest live ajunge la mai multă lume, iar eu pentru asta vă mulțumesc. Și observ 11 abonați noi în timpul acestui live. Cine sunteți? Cei 11? Chiar. Sunt 11 abonați noi. Cine sunteți? Ia, salutați-mă ca să vă mulțumesc frumos că v-ați alăturat acestui canal. CSC Lana Rhodes, eu. Perfect, mulțumesc frumos. Cine s-a mai abonat? Pentru că sunteți 11. Kenzo s-a abonat și el, mulțumesc frumos. Deci încă 9 mai trebuie să deslușim cine sunt cei 9. Ideea unei rulote este fantastică acum când suntem în lockdown, Horeca, Adi Costach, da? Dar este un pic cam scumpă doar pentru acest gen de a lua masa. Ce ai acolo, Marian? Berbecuț, vită și pui? Da. Am 4 tipuri de carne. Berbecuț, vită, pui. Stați puțin că nu-mi iese... Berbecuț, vită, pui, și miel, da, pentru că porc nu mănâncă musulmanii porc. Ei bine, sunt 4 tipuri de carne. Avem pui, vită, iar aici berbecuț și cu, cred că mai este un tip de carne. Tot nu-mi iese. Stai, cred că m-am amețit. Deci, miel... Vită, pui. Și care e a patra? Cred că vinul ăsta nu e ce trebuie. Tot nu-mi ies patru. Exact așa este în descrierea produsului. 4 tipuri de carne. Berbecuț, pui, miel. Păi miel cu berbecuț cred că e aceeași chestie. Și vită. Cred că vinul nu-i ce trebuie. Ia să vedem. Am mai primit un mesaj colorat de la Pui 18 pentru primii 3 litri de motorină. Ei bine, rulotele se închiriază cu rezervorul gol. Trebuie să-ți pui tu cât vrei. Ei bine, Pui 18, primii 3 litri de motorină pe care o să-i bag mâine sunt din partea ta. Mulțumesc frumos! Și 148 de like-uri, încă 2 like-uri și vă arăt baia. Ai vită, pui, miel, berbecuț. Perfect, da, sunt 4 tipuri. Dar m-a dus în eroare că mielul și berbecuțul practic e aceeași chestie. Ai primit și niște motorină pentru mâine, Rozenda. Marian, tu ți iei autorulotă când vrei, nu cred că este vreo problemă. A, da, cum să nu, am... Curtea plină de mașini, vând 2-3 și mi-au autorulot. De unde atâția bani? Se aude un câine, da, este câinele meu care... Panait Sorin, Marian, urmează ziua mea de naștere și de nume în mai. Mă cheamă Constantin, poate o să dau și eu o sticlă de whisky în mai. Panait Sorin, cu mare drag... Dacă tu o dai, facem live
Și eu beau aici împreună. A, nu, o sticlă nu. Pe jumătate. Bun, s-au strâns 150 de like-uri. Haide să vă arăt și baia. Deci, autorulota este luată de la autorulote de bazm. Exact așa se numește site-ul și pagina de Facebook. Asta este zona de living, unde fac eu live-ul. Sunt 6 locuri, scaunele pasagerului și a șoferului se întorc și parbrizul cu volanul și cu bordul este în partea aia. Aici este chiuveta, aragazul, 3 ochiuri și ca să vedeți că într-adevăr este prima închiriere, totul este nou-nouț, nefolosit. Până și asta este sigilat, aici sunt niște oale, tacâmuri, veselă. Deci, practic, aveți de toate dacă vreți să închiriați și voi după mine. Așa. Aici este frigiderul, un frigider aproape cât mine de înalt. Ia uitați-l ce mare e. Să tot pui diverse chestii. Aici este ușa. Avem panou de control, aeroterma, climatizarea și o grămadă de chestii, trape pe sus. Îmi spunea cineva că am acolo șervețele. A, da. Dar nu de la Nasser, de la restaurant, ci sunt șervețelele domnului proprietar. A, da, am găsit șervețele. Perfect. O să iau câteva. A, bravo. Da, deștept sunt. Am dat cu capul în ea. Deci eu căutam șervețele. Deci n-aveam pe ce să mă șterg. Restaurantul nu mi-a trimis. Eu n-am adus de acasă, că toate că stau la 2 metri de unde am parcat autorulota. Și acum când m-am plecat, dau cu capul ăsta. Deci v-am zis, vinul ăla nu-i ce trebuie. M-a cam luat amețelea. Cum să dau cu capul în el și să nu-l văd? Așa. Pentru că am promis că vă arăt toaleta. Ei bine. Așa. Eu v-am zis că vinul nu este ce trebuie. Am dat să mă duc mai în spate și haide să vă arăt ce s-a întâmplat. Ok. Bun. Pentru că am stabilizare la imagini, nu s-a văzut. Așa. Eu încercam să vă arăt partea din spate a autorulotei și n-am observat că aici am o treaptă. Și m-am dus, pong, am căzut partea asta. Dar pentru că telefonul are stabilizare, orice aș face, imaginea este dreaptă. Nu s-a văzut. Și cred că m-am și înroșit. Deci vinul ăla, ori ai ranul, ori vinul, nu e ce trebuie. Deci ceva s-a întâmplat. A, dar ce am căzut? Ok, mai încercăm o dată. Acum că am văzut treapta. Ei bine, aici este toaleta. George of the Jungle, tăiem la montaj, da. Deci toaletă, chiuvetă și geam de aerisire. Rozen sau de la vaccin, da. Și aici este o scăriță. Scărița se folosește la pat. Ei bine, v-am zis, când vreți să dormiți cu partenerul, să vă giugiuliți sau una alta, aici se unește. De dedesubt se trage o placă, se pune saltea și se face un pat mare. Alex, care te-ai dezobișnuit să mai bei? Credeți-mă, am mers cu spatele și n-am observat acea treaptă și poc, m-am întins pe jos pe acolo. Așa, iar aici este dușul, pentru că dușul este separat. Ești Maxim Marian, deci nu mai pot de râs. Asta e, se întâmplă. La 200 de like-uri vă arăt și ultima încăpere, cabina de duș. Bun, haideți să mergem să mai continuăm cu airanul ăla, că cred că aici adorm, nu mai mă duc acasă. O să vină câinele peste mine.
Așa, tot n-am reușit să știu sau să aflu cine sunt ceilalți nouă membri, ceilalți nouă abonați care s-au alăturat în timpul acestui live. Salutați-mă ca să vă mulțumesc că v-ați abonat. Ia, cine sunt ceilalți nouă? Mamă, de ce am căzut? Am dat cu spatele. Ăsta e avantajul când ai un telefon care are o stabilizare foarte bună. Nu-și dă lumea seama. Oricum, după ce se termină acest live, o să decupez acea bucată. Nu pot lăsa când m-am întins pe jos pe acolo. Poate dorm abonații. Păi cum dorm dacă s-au abonat? Marian, ai găsit șervețelele? Da. Am dat cu capul în ele. Deci vinul ăsta nu-i ce trebuie, ceva are. Plus că am observat că m-am roșit. În fine, trebuie să termin de mâncat, pentru că mă lungesc. Cât este ceasul? Ia să vedem. Este ora 12 și 10 minute noaptea și voi sunteți în continuare 169 de persoane la ora asta. Prezenți pe acest live. Te-ai rușinat, nu te-ai înroșit. Se poate, da? Păi eu încercam să vă arăt și eu dat, pac, m-am întins pe jos. Automat era ciudat. Ești cam roșu, un obraz, Marian, da, de la Iran. De la Iran mi se trage. Poate unii sunt pe alte time zones unde nu e trecut de ora 12, da, se poate. Deci am avut dreptate cu sleep stream-ul, o să dormi aici, nu mai mergi în casă în seara asta. Nu că am uitat să-i dau drumul la încălzire și este un pic răcoare și nu mai dau drumul la încălzire la ora asta, o păstrez pentru mâine. Și o bucată de pui băgată într-o frigăruie, făcută pe grătar. Să vedem dacă mai mi-a trimis cineva poze cu ce mănâncă, ce bea în seara asta. Bun. Marius Oana îmi spune așa, prosciutto crudo con melone. A, melone, adică e cu pepene galben. Știți că v-am arătat un pic mai devreme această poză, eu am crezut că e cu cașcaval. Ei bine, este pepene galben și două clătite amărâte. Două clătite amărâte care arată chiar foarte, foarte bine. Ia să vedem. Da, fetele, și eu votez pentru barbă. Ce cu barbă? Ce s-a întâmplat cu barba? George of the Jungle, cine a șters mesajul lui Gogu? Nu văd ce mesaj a trimis Gogu. Gogule, ce mesaj ai trimis? Ești bronzat? Da, sunt bronzat pentru că am fost cu doi prieteni din Oradea. Am mers spre Stâna de Vale, spre Izvorul Minunilor și de acolo sus pe un munte, spre Cascada Moara Dracului. Și am prins un soare din acela puternic și pentru că soarele bătea și în zăpadă și direct pe față, reflecta practic din două părți. M-am bronzat instant. Bun, să vedem ce poze am mai trimis lumea. Chris mi-a trimis pulpiță de ied. Sincer, nu cred că am mâncat niciodată. Ați mâncat vreodată pulpă de ied?
Bine, e ca un fel de pulpă de miel. Intru și pe Instagram să vedem dacă mai mi-a trimis cineva poze. De la Irina Andreea. O. Știți ce n-am înțeles? De ce la pizza se pune lămâie? Eu nu cred că am întâlnit vreodată pizza cu lămâie deasupra. Sau poate nu-i lămâie? Da, lămâie este. De ce lămâie pe pizza? Și o salată cu nu știu ce este aici. Cred că este carne de pui, brânză din aceea de pute, poa. Și cu struguri, cred. Deci, brânză din aceea împuțită. Avem pui. Cred că este salată verde sau ceva. Irina, Andreea, titrează-mi și mie ce ai. Pizza este cu fructe de mare. A, de aceea s-a pus lămâie. Ok, am înțeles acum. Deci pizza este cu fructe de mare și se pune lămâie. Ok. Iar salata, o salată cu pui și gorgonzola. Este gorgonzola? Mie mi s-a părut că este brânză din aceea cu mucegăi. Gata, am corectat. Dan Olteanu mi-a trimis. Dan Olteanu, dacă este și Oltean, ce credeți că poate mânca un Oltean, în caz că este Oltean? Un cârnat cu cartofi natur, cu puțin, nu știu, cimbru, rozmarin și deasupra o salată. O salată cu brocoli, păstăi de fasole sau de mazăre și cu conopidă, fiartă, nu, no, sub nicio formă. Deci mâncare ideală, mai puțin partea asta, așa. De salata aia, nu. Deci brocoli cu conopidă, fiartă, bleh. Stați puțin că mi-a venit un gust de legume fierte. Altceva? Și Marian, tizul meu, mi-a trimis căpșuni. Oh, deci n-am mai mâncat o salată de căpșuni, genul ăsta de salată. Căpșuni cu zahăr deasupra, lăsate așa un pic să se moaie. Tot așa, n-am mai mâncat. Ia să vedem. George of the Jungle, cârnatul lui Ampu. A, chiar. Sunt câțiva abonați care au căzut la datorie. Eu nu mai știu nimic de Ampu. De cine nu mai știu? De capitanul Burci. Mai știți abonați din aceștia vechi care n-au mai intrat? Ce s-a întâmplat cu ei? Au făcut ravagii COVID-ul printre ei. Marian, chiar ai mâncat vreodată ouă din acelea împuțite japoneze stătute de câteva luni, care cică ar costa peste 1000 de euro bucata? Nu, n-aș mânca niciodată așa ceva. Prefer de 1000 de euro să, uite, închiriez o rulotă cu o săptămână jumate și mă duc cu ea. Ampu e Dan Olteanu. A, da? Serios? N-am știut. Se poate, nu știu. Live-ul din Oradea a făcut 22.000 de vizualizări. Nu, a făcut 23.000. Dar este un live în care îmi prezint un oraș. Aici pe site-ul ăsta, pe canalul ăsta de mâncare, prezint mâncare. Arată bine mâncarea. Cristian R. al lui Irina Andreea, da? Dan Olteanu, zi și sub ce nume ești ca să te salut și eu, Alex Cara. Legumele sunt puse la caterincă să dea culoare farfuriei. Nu îmi risc sănătatea mâncând verzituri.
Cristian, oh, săracul Ieduță a ajuns în farfurie. Și Alex Alexandru, evită să pui link-uri în anunț, apare, a activat Marian Google moderator și ți-a comentariul ca încărcarea politicii. Da, cred că, cum îi spune, botul a șters mesajul lui Gugu Mișu, că eu n-am nicio treabă cu ștergerea de mesaje. Deci voi mai știți abonați vechi care n-au mai intrat? Ia mai spuneți-mi nume de abonați vechi. La 200 de like-uri vă arăt și dușul și vom închide acest live pentru că este aproape trecut de ora 12:20, iar eu mâine dimineață plec în călătorie cu această rulotă. Și salata tabule este prima care a căzut la datorie. Am terminat-o pe toate. Perfect. Am făcut loc. Salata labne este un iaurt arabesc cu condimente, mentă deasupra și ulei de măsline. Și desertul, acum vine și desertul. Mai am un pic de mâncat și trec la desert. ANSC îmi spune că TL, dar chiar TL n-a mai intrat de mult. Alex Alexandru, urmează live-uri mâine cu autorulota? Da, urmează live-uri cu autorulota. Depinde unde ajung. Marian, îmi face o poftă incredibilă de mâncare. TL n-a mai intrat de mult, da, știu. Cine mai locuiește aici din familia ta? Tatăl meu. Ura, avem live-uri Rozenda. Marian, pe ce canale vei filma în excursie în zilele următoare? Pe Turisland și pe Marian Borcea, celelalte două canale de travel. Bun, trecem la desert. Am mâncat o grămadă. Ca de obicei, eu comand mai mult, dar nu mănânc chiar tot. Pentru că ideea acestor live-uri e să vă arăt mâncarea de la restaurant sau pe unde călătoresc. Bun, acesta este labneul, l-am pus deoparte. Și humusul cu carne. Ultima înghițitură și trecem la desert. Humus, carne și muguri de pin. În seara asta am primit două deserturi.
La restaurantele arabești sau turcești, de obicei, desertul este din partea casei. La restaurantul Nasser, din partea casei, mai aveți în plus lipi și salata de murături. Avem două feluri de desert. Baklava și cred că este kataif, dacă nu mă înșel, sau nu știu ce este. Pare a fi kataif. Începem cu baklava. Așa arată baklava. Gândiți-vă că dacă cumpărați un desert de genul ăsta de la un magazin de profil, este pe puțin 20 de lei. 4 bucăți de, cum îi spune, de baklava foarte grele, însiropate. Iar aici îl primiți gratuit. Bună iubire, ce mai faci calule, cum mai ești? Primești și mesaje de genul ăsta. De la acest user. Erech Orfanul, așa se numește. Exact și vă spunem, la un moment dat primesc tot felul de mesaje ciudate. Zayo mi-a trimis șnițel cu, cred că sunt legume, orez cu legume, da, șnițel și orez cu legume. Interesantă combinație. Ia să vedem ce mesaje mai sunt. Încă o poză care, din păcate, nu vă pot arăta chiar dacă este trecut de ora 12 noapte. Primești astfel de poze, din păcate. Și ia să vedem. Da, cam atât. Astea sunt pozele care vi le pot arăta. Termin baklava. Aud o sirenă, cineva o fi chemat poliția și ultimul desert, din păcate nu știu ce este, nu cred că este kataif, dacă știe cineva ce desert e. Aceste deserturi sunt din partea casei. Deci ce desert este acesta? Sara Ilie, îmi spune Alex Cara. Cine e Google ăsta care șterge tot? Nu știu. Bă, eu văd linkurile câteva secunde și după aia dispar. Mesajul a fost șters de echipa de moderatori Google. Ce echipă de moderatori? Că eu n-am așa ceva. Moderator Google. Ciudat. Acum am văzut și eu o eroare. Alex Cara, dar ce link ai trimis? Baklava și baklava. Ai echipă de moderatori, dar nu lucrăm la Google. Trebuie să văd cine
Eu aici pe canal am promis că cine devine membru, îl fac moderator. S-ar putea ca unul dintre ei să facă glume. Trebuie să văd, să mai verific cine nu mai este membru, să-l șterg de la moderator. Bun. Deci începând de astăzi o să fac curățenie. Cine nu mai este membru, out. Îi dau afară de la moderator. Pentru că s-ar putea să fie cineva care face glume. Tot nu știu ce desert este acesta. În interior este o plăcintă. Interiorul pare a unei plăcinte cu brânză. Se vede brânza și chiar stafide. Este un fel de trigon cu brânză sau ceva de genul. Și așa arată interiorul. Este o brânză. Și foarte însiropat. Dar, bun. Deci ia să vedem ce link dispare, că eu nu înțeleg. Verific acum. Ia să vedem. Alex Cara, Borec, ieși la noi la Albert Hein. Alex Alexandru, link de la canalul tău, dar orice link ar da, șterge de către Google moderator. E moderatorul generat al Google, un robot mai exact. Păi da, dar cum... De l-am chemat eu, că eu nu l-am chemat pe canal. Ciudat. Gugu Mișu, dacă mai ești pe aici, mai trimite și tu un link. Gugu Mișu. Uite, Alex Cara a trimis acum un link, este ok, îl văd. Uite, a trimis și Gugu Mișu un link. Nu se mai... ciudat. 181 de like-uri. Nu uitați, cu cât mai multe like-uri, acest live ajunge la mai multă lume, iar eu pentru asta vă mulțumesc. Acest desert îmi place foarte mult, sincer, îmi place mai mult ca baclavalele. Nu l-am mai întâlnit până acum la Naser, tot timpul primeam baclava. Iar vinul din această seară am ales Jidvei Roze. Bun, trebuie să fac curățenie în moderatori, deci cine nu mai este membru îl șterg. Este un bot, se dezactivează de undeva din setări de la YouTube Studio, dar nu mai știu exact de unde. Ok, trebuie să văd cine este. Nu mai bea, nu ai voie. Am tot băut, mai am până la rapel încă 7 zile. Și o să mă întorc în Botoșani din nou. Așa. Am promis că vă arăt și prețul. Deci tot ce am mâncat în seara asta, în plus,
a mai fost încă o sticlă de ayran care o am în frigider, plus încă 3 salate tabule. Atât de mult îmi plac salatele tabule la Nasser, pentru că am comandat 4 salate. Deci, salatele tabule, o bucată costă 17 lei, un litru de ayran 15, un hummus cu carne 26, labneu 16, mușacalu 40. Deci acel platou principal cu carne, 4 tipuri de carne, a costat 40 de lei. Ia să vedem în total cine ghicește cât am dat. Irina Andreea 243. No. George of the Jungle a și ghicit 165 de lei. Această masă a fost plătită cu suma de 165 de lei. Dar au mai rămas în frigider încă 3 salate tabule. Mâine am ce face pe drum. La popas, salată tabule. Marave Fifi 165, Cristian R 169, erai pe aproape. Ok, 186 de like-uri, ok, nu s-au strâns 200, dar vă arăt și dușul și apoi mergem la culcare, pentru că mâine dimineață am plecat cu autorul Lota. Ei bine, această autorulotă, logic, are și cabină de duș. Și o cabină de duș foarte, foarte mare. Cabina de duș este în partea, pe partea opusă. Față de toaletă, ok. Deci aici este toaleta și aici este cabina de duș. Uitați cât este de mare. Iar pentru a nu se bălângâni aceste uși în timpul mersului, există această, cum să zic, blocator, opritor, nu știu, încuietoare. Și pentru prima dată ce bine se stă. Viață. Nu mai m-am întins niciodată într-un pat, într-o autorulotă. Ce viață. Deci abia aștept să plec mâine dimineață cu ea. Dar mi-a scăpat, a fost anunțată undeva aventura asta cu rulota, oricum nota 10 pentru inițiativă. Tot spun că anunț din timp, dar uit să anunț, pentru că eu nu prea stau pe Instagram, nu sunt o persoană activă pe Facebook sau TikTok sau alte tâmpeni. Și nu anunț, trebuie să fac ceva să anunț mai din timp aceste plecări. Am două variante, ori merg spre Valea Prahovei sau Valea Doftanei, ori mă duc spre Transfăgărășan, Curtea de Argeș și ce mai e pe acolo, Vidraru, și să urc cât pot urca. O să mă gândesc în seara asta unde să merg, în ce direcție să o apuc. Dacă aveți idei de traseu sau ceva, scrieți-mi pe Instagram sau pe Facebook Marian Borcea și le iau în considerare. Este cam răcoare aici, trebuie să verific dacă n-am lăsat vreun geam deschis. Da, nu este închis.
Și ceva interesant, hai că vă arăt. Aici este, nu știu dacă se vede, e dita mai por bagajul. Mai are încă un metru și ceva și stânga-dreapta o grămadă de spațiu. Aici am masă de camping, șezlonguri, am și bagajul gata făcut, doar să plec mâine dimineață. Și toate ușile au această protecție, ca să nu se deschidă în timpul mersului. Bun, ia să vedem ce mai avem pe aici. Nu avem nimic. Bun. Perfect. Și acum se închide această lumină. Sincer, nu știu, trebuie să văd. George of the Jungle, ce model, marcă e. Șasiul este Fiat. Iar rulota se numește, am uitat, X99 sau ceva de gen. Trebuie să vă spun mâine. Deci nu uitați, intrați pe live pe canalul principal Marian Borcea sau pe Turizland și vă spun exact totul despre această rulotă, pentru că acum, după această sticlă de vin, am cam uitat anumite informații. Câți kilometri pe oră poate prinde? Ea se duce în 130-140, dar nu este safe, nu este în siguranță să mergi cu o casă pe roți cu viteza aia. Ideal pe drumuri naționale, un 70-80, pe autostradă maxim 100. Pentru că ea este foarte grea, are aproape, cred că 3 tone. Ea e câte ora, noapte bună, ne spune Rozen. Marian, mâine dimineață la ce oră pleci? Ar fi wow să pornești un live când pleci din București, ce zici, Panai Sorin? Da, n-ar fi o chestie. Rea, chiar mă gândesc. Marave Fifi, ai mai condus o rulotă? Nu, astăzi a fost prima dată când am condus o autorulotă. În schimb, eu am mai condus campere. Camperul este la jumătate ca spațiu și este practic o dubiță. George of the Jungle, nu ai voie cu viteză maximă, trebuie mai puțin decât autoturism. Da, logic. 194 de like-uri, cine nu a dat un like este invitat să-l dea, că doar așa acest live ajunge la mai multă lume și eu consider pe acest mic canal un live de succes, minim 200 de like-uri, deci dacă vreți să mă ajutați, bine. Ia să vedem, erau 11 abonați noi. 17 abonați noi, deci încă 6 s-au mai abonat. Cine sunteți cei 6 ca să vă și mulțumesc, salutați-mă, scrieți-mi un mesaj. Eu m-am abonat. Andrei Roșu, frumoasă aventură, așteptăm vei și live-ul cât mai curând. Da, mâine dimineață direcția Ploiești la Camelia, pentru că am puțină treabă acolo și poate este și o filmare cu Camelia. Așa că direcția București, Ploiești și apoi spre munte. Desertul foarte bun. Chiar că e bun. Mai stau un pic. Vă grăbiți? O seară bună, vă mulțumesc că v-ați uitat și beau în cinstea voastră. Seară bună. Assassin, eu m-am abonat, am dat cumva din greșeală pe acest live, dar îmi place. Mulțumesc frumos, Assassin. Paul a dat like-ul cu numărul 200. Mulțumesc, Paul. Mulțumim din suflet pentru acest live, noapte bună, te așteptăm mâine, Liviu Zegrea, Irina Andreea și cu Bebe, nu știu dacă vrea să apară și Bebe. Frumoasă aventură, așteptăm vești, mulțumesc. O noapte binecuvântată de Domnul Iisus tuturor prietenilor de pe live, ne spune Liviu Zegrea, ok? Mulțumim de prezentare, noapte bună, Gașcă, Dumea, Virgil, noapte bună. Bun.
Acest live se închide aici. Eu mă apuc să strâng această masă pentru că trebuie să las rulota curată. Pentru că în timpul mersului, dacă e ceva pe masă, uite așa se clatină. Aleargă dintr-o parte într-alta. Așa că vă spun, la revedere!